Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. În prima parte a zilei de marți există oarecare predispoziție spre mici mari conflicte între femei. Da, poate știu eu liniștea să ne fie puțin așa dată peste cap. Pentru alții, nu știu, poate de dimineață noi femeile ne trezim mai energice, mai dornice de acțiune, că na, suntem în 23 și cu energie generală putere. Da? În general, ziua de marți să știți că ar trebui să fie liniștită pe parcurs, ca mai apoi seara să se activeze din nou această dorință de a ne afirma, această dorință de a lupta. Poate să fie și o seară de marți mai pasională, poate unii suntem prinși pe cumpărături, alții o să dorim să poate să ieșim cu prietenii, poate să ne bucurăm de ceea ce e în jur, însă zic eu că chiar de marți seara, uite, începe să se simtă luna aia plină care se produce miercuri dimineață, da? Miercuri pe la 2-3 dimineața, dar nu o să vorbesc despre luna plină acum, am discutat deja în previziunile pentru această săptămână, partea generală, gratuită, aveți acces toți, vă aștept cu drag acolo, o să discutăm previziunile pentru miercuri, da? Pentru că este evenimentul central, însă să știți că de marți seara se simt lucrurile. Marți seara, uite, poate să fie o dorință așa, nu știu, să avem control asupra lucrurilor, poate să fie o dorință mare de a ne lupta cu noi, cu ceilalți, poate să fie și o seară pasională, de ce nu, dar și o seară destul de ciudată, aș spune eu. Ni se cere să ne mai modernizăm puțin și în gândire și în modul de a acționa. Ni se cere să ne mai detașăm puțin și să mai renunțăm la ideea asta de control, adică cel puțin așa ar fi de bun augur. Dar da, depinde de fiecare. Așa cum ziceam, luna plină se simte din plin, doar că marți seara, cumva spiritele încep ușor să se agite. Poate este vorba și despre un viitor mai sigur, poate este vorba și despre viitorul nostru din punct de vedere financiar, economiile noastre. Da? Acolo unde ne mai consumăm energia, poate și pe acolo sunt mici mari lucruri ciudate. Bun, cam atât mare parte, o să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și nu uita că uite chiar dacă sunt lucrurile astea pe cer, eu am o vorbă că atunci când viața îți dă lămâi trebuie să faci limonadă, da? Adică dacă știu eu ești așa mai agitat, da, marți sau ești mai energic, da, ești mai dornic de ceartă, de a te afirma, de a face tot felul de lucruri ciudate. E, uite, rezolvarea e să faci ce-ți place, să-ți pui energia aia într-un proiect drag ție, să faci curățenie, să faci lucruri frumoase. Da, uite, marți seara e bine de aruncat gunoiul din casă, e bine de făcut curățenie generală, e bine de pregătiri, da, de genul acesta. Chiar e de bine. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă cu zodiile și începem cu berbecul. Pentru berbec, în prima parte a zilei și pentru tine, e o femeie acolo care te supără cu ceva sau cine știe, berbecul e scos puțin din zona de confort, că poate are multă energie marți dimineață și poate dai acolo de niște oameni care se mișcă cu viteza melcului sau care nu știu încotro să meargă și atunci e normal să reacționeze așa. Azi, berbeci, vă treziți plin cu pasiune, dornici de a sta cu partenerul, dornici de a trăi momentul. Însă, în general, ziua de marți e liniștită pentru berbec. Este adevărat că intri în contact cu mulți oameni, este posibil să ieși foarte mult în evidență. Dacă lucrezi cu oamenii, o să ai mulți clienți marți sau o să-ți sune telefonul. Iar undeva marți seara, berbecul e prins pe, cum să zic eu, pe cumpărături, poate unii, alții, cine știe, undeva marți seara puteți să intrați în eventuale discuții, da, în contradictoriu, poate legate de viitorul financiar, poate legate de economiile voastre, azi, berbeci, poate aveți acolo niște discuții cu niște prieteni care sunt destul de ciudate și, na, unii berbeci cam trebuie să vă gândiți serios, să puneți puțin piciorul în prag, da, privind grupurile mari de oameni care faceți parte, privind prietenii, privind planurile voastre de viitor. Parcă sunt niște discuții acolo în legătură cu o adunare de oameni, o ședință, niște cumpărături, niște bani, deci pot fi discuții de genul acesta.
Hai să vedem, dragi berbeci, ce zice și tarotul pentru voi. Ce trebuie să știți? Ce trebuie să știe berbecul? Pentru alți berbeci poate să fie o zi cu adevărat pasională. Oh, dar sunteți puși pe fapte mari. Ia uite, 2 de cupe, 9 de spade. Este un oarecare stres aici pe care îl ai, privind o întâlnire cu un prieten, privind un coleg de la muncă, privind relația cu partenerul. Este un stres aici, da? Între tine și cineva. Arcana majoră, moartea, o legătură cu zodia Scorpion, dar și o transformare. Da? Berbecul reușește să finalizeze ceva în ziua de marți. Da? Finalizezi un proiect, finalizezi ce ți-ai propus, dar este și o zi în care vei trăi intens. Ultima carte, valetul de monede, deci unii poate studiați ceva în ziua de marți, poate sunteți dornici să experimentați lucruri noi, dar poate să fie și o zi în care berbecul intră în contact cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care este la început de drum din punct de vedere profesional sau material. Alții poate voi începeți ceva nou și studiați terenul, vedeți despre ce e vorba. Zodia Taur. Pentru Taur, marți dimineață, uite, ar trebui să fii puțin atent pe sănătate sau, nu știu, pe muncă. E ca și cum somnul taurului e puțin perturbat de dimineață. Știu eu, poate e un vecin, poate sună alarma mai devreme, deci vezi ce faci. Pe de altă parte, în general, marți taurul e pus pe muncă, e pus pe sănătate, ai tot felul de lucruri de făcut. Parcă e ceva acolo care îți stă pe creier, dar uite, în a doua parte a zilei de marți, cel puțin spre seară, taurul vrea să se întâlnească cu oamenii dragi, poate chiar îți sună telefonul mai des și cu siguranță ești foarte mult în evidență. Poate să fie și o seară de marți în care partenerul vrea mult să se impună sau șeful sau sunt oameni pe acolo care vor să se impună, da? Vor să se impună pentru unii. Nu știu, poate tatăl sau o persoană cu autoritate asupra ta e mai agitat puțin așa marți seara, dar pentru alți tauri poate să fie o seară pasională, interesantă, în care se trăiește acolo la plus infinit. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Cred că simțiți din plin luna plină, se simte, e puternică, dar da. Sperăm că e de bine. Avem Marea Preoteasă și Nebunul. Visezi ceva interesant marți dimineață sau afli niște informații care te surprind destul de mult. Da? Taurul parcă se bucură acolo în sinea sa de o eliberare, se bucură de o victorie, se bucură de ceva. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar poate și o decizie pe care o ai de luat. De asemenea, poate să fie și o zi în care taurul se bucură foarte mult de relația cu cineva, te bucuri foarte mult de un proiect drag sufletului tău. Poate cunoști o nouă persoană, ia uite că e posibil, încă luna e în creștere, să știi, abia miercuri noaptea e lună plină, până atunci e în creștere. Și să știi că e de bine, ce apare nou sau ce vrei să... Nu știu, să dai tu drumul la ceva nou, e de bine că de regulă când luna, da, e aproape plină, atunci e cel mai bine să începi lucruri din punctul meu de vedere, da, și pe experimentate asta, acolo chiar e ceva care ține. Și pe lună nouă e bine, dar în special dacă e în creștere și dacă e aproape de lună plină, da. Asul de monede, ia uite, asul de monede, ultima carte, deci taurul merge într-un loc nou, primește o dovadă fizică palpabilă. Poate să fie și o zi în care primești un cadou sau rezolvi ceva important legat de planul material. Da, dragi gemeni, ce faceți voi? În primul rând, marți dimineață, e ceva acolo care vă poate scoate din zona de confort. Poate este o prietenă, poate este vorba de viitorul unei povești de iubire. Poate știu eu de dimineață gemenii nu știu pe unde să se împartă, că sunteți prinși acum în mai multe direcții și în general ziua de marți până la urmă te găsește relaxat, liniștit. Pe parcursul zilei lucrurile se calmează, se liniștesc, ai multă creativitate, poate n-ai chef de muncă și ai chef să lenevești, deși n-ar fi recomandat, da?
nici să lenevești prea mult, dar nici să exagerezi. Pentru că, uite, marți seara, nu știu, poate ai de recuperat niște lucruri. Marți seara ești prins pe muncă, pe sănătate, pe rutină zilnică și, uite, acolo pentru gemeni este un moment în care, cu adevărat, teoria din minte nu e aceeași cu practica și este adevărat că gemenii trebuie să se modernizeze undeva marți seara. Pe muncă trebuie să te modernizezi pe modul tău de a acționa. Poate unii gemeni sunteți într-un moment acolo în care începeți să vă dați seama că ceva vă controlează prea mult, că e prea mult, că e prea apăsător și parcă vreți așa să vă mai eliberați. Da? Și foarte mulți gemeni veți fi foarte nonconformiști undeva marți seara, deci e ok tot înainte, doar atât, o mai mare atenție pe sănătate aș vrea să aveți undeva marți seara, că până la urmă se apropie și luna plină din Scorpion, care da, activează o axă sănătății, acum ce să facem, da? Cam trebuie să fiți atenți. Pentru alții, parcă, nu știu, apare vântul schimbării, că deja simțiți și voi luna plină, apare vântul schimbării pe muncă, marți seara. Și faci ceva într-un mod nou. Ce faceți aici? Oh. E o zi bună pentru dragoste, pentru ce? Împăratul, asul de monede. E, uite, un împărat aici te ajută cu un sfat, te ajută cu un cadou, te ajută cu ceva important. Pentru unii văd o legătură cu zodia Berbec, dar și o hotărâre importantă. Poate legată de un proiect, legată de ceva mare. 6 de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche. Este și o zi în care pentru gemeni trecutul poate să mai bate la ușă, că oricum acum bate din toate pozițiile, dar cu conjuncția aia acolo, Jupiter-Uranus. Ultima carte, Regele de Spade. Uite, e cartea ta, da? Sau ai legătură cu o altă zodie de aer, balanță, vărsător, altă persoană cu marcaj pe gemeni. Aici se hotărăște ceva și unii poate aveți legătură cu o persoană cu uniformă sau cu o persoană cu autoritate mare asupra voastră. Poate un șef, poate o persoană, dar posibil să fie și energia voastră, chiar dacă sunteți femei, nu contează, da? Puteți să aveți o dorință mai mare de afirmare din ce văd aici. Vreți să vă afirmați, vreți să ziceți lucrurilor pe nume, sunteți invincibili și alta nimic. Zodia Rac. Pentru Rac, uite, în prima parte a zilei sau marți dimineață e acolo o mică mare confruntare, confruntarea reginelor, cum s-ar zice. Poate e ceva legat de relația cu mama, relația cu persoana cu autoritate, relația cu șefa. Deci ceva acolo e ciudat pentru Rac. Poate trebuie să te împarți între casă, familie și viață profesională. Dar în general ziua de marți e despre liniște pentru Rac, e despre familie, despre trecut, despre a mai sta liniștit. Marți seara deja Racul are chef să trăiască intens, are chef de dragoste, are chef de stat cu un copil, ai multă creativitate, vrei să trăiești la plus infinit și uite că undeva marți seara pentru Rac fie este un moment extrem de pasional în relația de cuplu, fie poate fi un moment de o mică mare ceartă, asta acolo unde sunt probleme. Pe de altă parte, Racul e pus pe cheltuieli în ziua de marți, poate sunt niște cheltuieli acolo care apar, poate pentru Rac este un moment în care zice, uite, gata, am văzut rochia aia mea, nu mă mai interesează. Aici, na, eu nu mă bag, fiecare știe bugetul. Sau în relația cu un copil, uite, pot apărea cheltuieli. Da? Sau într-o poveste de iubire, știu eu. Poate în relația cu tatăl pentru unii dintre voi. Da? Acolo pot apărea niște lucruri ciudate. Ia să vedem. Avem Marea Preoteasă și cu 9 de cupe. O bucurie mare aici pe care o ții în secret, pe care o ții în sufletul tău. Racul este mai misterios astăzi. Apoi avem 6 de monede, niște bani pe care îi dai, bani pe care îi primești. Este și o zi în care încerci să găsești un echilibru, da, dintr-un anumit punct de vedere. Ultima carte, Soarele, o legătură cu zodia Leu, dar soarele ăsta poate să reprezinte și un moment de apogeu. Da, poate să reprezinte și un moment frumos, un moment bun. Soarele poate să reprezinte de asemenea și
o legătură cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Însă dacă aștepți un răspuns, poate legat de bani, poate legat de viața ta, atunci acest răspuns este pozitiv. Da? Zodia Leu. Pentru Leu, prima parte a zilei vine acolo cu niște fantome de prin trecut legate de o femeie. Sau unii lei poate aveți niște discuții legate de rude, legate de o femeie care e la distanță de voi. Sunt acolo niște lucruri ciudate și, în general, ziua de marți pentru Leu e despre drumuri, e despre comunicare, e despre scris, despre învățat. Deci, reușiți să rezolvați astfel de lucruri. Însă, în a doua parte a zilei de marți, mai exact spre seară, Leul e foarte mult concentrat pe casă, pe familie. E foarte mult concentrat și pe trecut și acolo parcă vrei să deții controlul. Ideea este că undeva marți seara vezi că există o foarte mare predispoziție spre mici mari conflicte în relația cu partenerul de viață, în relația cu un părinte sau cine știe, poate unii lei, poate aveți și un moment pasional prin casă și prin familie, eu nu zic, nu? Doar că se pot afla niște secrete, pot avea loc niște discuții destul de intense, destul de profunde. Acum, Ana, și voi începeți să simțiți luna plină că o decizie trebuie să o luați prin casă, prin familie și ce v-aș mai recomanda eu, mai multă odihnă și o mai mare atenție pe sănătate. Da? Adică n-ar strica să vă mai vedeți puțin și de confortul vostru. Soarele 2 de spade, o legătură, uite, cu zodia ta. Deci este o zi în care Leul nu prea comunică, Leul, nu știu, parcă evită să discute aici despre un cadou, despre o sumă de bani, despre un pachet, un colet. Magicianul, avem o legătură cu zodia Gemeni sau zodia Fecioară. Lucrezi la ceva în secret, lucrezi la ceva acolo pentru sufletul tău. Apoi avem Cavalerul de spade, deci te cerți cu cineva sau este o zi în care oamenii din jurul tău reacționează total diferit, însă este și un moment în care poți să ai o surpriză printr-un mesaj pe care îl primești, printr-un e-mail. E o veste legată de o relație, da? Alții, nu știu, poate partenerul vă zice că uite, un anumit lucru nu îmi place, îmi convine. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, în prima parte a zilei de marți este ceva acolo care vă dă vouă cu virgulă, poate are legătură cu axa aceasta a banilor, poate are legătură și cu axa valorilor, cât sunteți voi valorificați de ceilalți, cât sunteți apreciați, dar eu zic că rezolvați povestea pentru că uite, marți până la urmă, până spre seară, Fecioara are ocazia să găsească reduceri. Fecioara, acum n-a trebuit să mergi să deși cauți, știi, că nu poți să stai liniștit. Poți să primești bani, poți să te simți apreciat, tot pentru tine. Uite, marți în general, toată ziua e bună chiar și pe partea de alimentație, să-ți mai echilibrezi puțin programul. Și undeva marți seara, Fecioara e prinsă foarte mult pe drumuri, în relația cu rudele, cu vecinii. Poate ai de treabă cu niște acte alții dintre voi, însă marți seara apare o veste legată de sănătate sau apare o veste ciudată de la muncă. E ca și cum e nevoie să faci ceva într-un stil nou sau te ocupi de ceva nou, niște acte, ceva ce n-ai mai făcut până acum, da? Și e normal să, da, să fie ceva că ieși din zona de confort. Dar uite, dacă vrei să ieși din zona de confort, da, să fie ceva nou, ceva ce n-ai mai făcut, marți seara e ok. E ok. În rest, eu zic că este o zi bună pentru Fecioara. Hai că mai e puțin și iese și Mercur din retrogradare, mai sunt câteva zile, deci în weekend stai mai liniștit. Hai să vedem. Da, poate revii asupra unor lucruri. De ce nu? Păi da, poți să revii asupra unor lucruri. Parcă e ceva legat, nu știu,
De sănătate, de o firmă, de o programare. Cavalerul de bâte. Marele preot. 10 de bâte. O zi puțin aglomerată pentru fecioară. Poate să fie și o zi în care poate ai chef mai mult de distracție, ai chef mai mult să te simți bine. Dar, uite, văd aici că e ca o plictiseală. E ca și cum fecioara zice, băi, m-a săturat să trag, m-am săturat de rutina asta, m-am săturat de chestia asta, parcă aș vrea ceva nou. Și uite, cavalerul ăsta de bâte vine și te ajută. Pentru unii mai văd și un moment pasional pe care îl puteți avea sau poate să apară o veste bună în legătură cu o pasiune pe care o ai. Marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar tot pentru fecioară, marele preot poate să vină și cu o hotărâre importantă, poate e ceva legat de un contract, de o colaborare. Nu știu, poate vă îndrăgostiți, știu eu, în ziua de marți, că până la urmă sunteți și într-o perioadă în care vreți să trăiți intens. Rezolvați ceva, uite, legat de o relație, legat de o persoană. Vedeți că este cineva cam ca un profesor, ca un mentor. Este o persoană pe care o respectați mult și care vă poate ajuta, dar trebuie să dați și un telefon, să cereți ajutorul. Regina de cupe, ultima carte, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar tot regina asta de cupe spune și despre un moment în care ești mai sensibil decât de obicei. Deci este o sensibilitate așa exagerată. Da? E cineva care, nu știu, e curios sau e curioasă să afle ceva și reușești. Eu văd că fecioara reușește să-și ia o piatră de pe inimă în ziua de marți. Zodia Balanță. Pentru Balanță, vezi că marți dimineață fie nu știi pe unde să te împarți, fie marți dimineață oamenii din jurul tău sunt mai nerăbdători. Da? Poate cine știe îi surprins pe ceilalți plăcut cu o hotărâre. Pe de altă parte, nu știu, e o femeie acolo care te agită cu ceva, undeva... Ziua de marți, Balanța se concentrează mult pe propria persoană, Balanța se concentrează mult pe felul în care arată, pe tine, în primul rând, da, pe tine, pe responsabilitățile tale, pe poziția în care te afli. Și uite, marți seara deja atenția e pe bani. Pe bani, nu știu, mergi la cumpărături, îți intră bani, începi să-ți ceri drepturile și uite, undeva marți seara pot apărea mici mari conflicte în relația cu partenerul sau în relația cu persoana iubită, na, poate și în relația cu un copil, doar că fie totul pleacă de la bani, fie pleacă de la dorința de control, de posesivitate sau totul pleacă de la niște cheltuieli, na, pe care le ai. Unii, nu știu, ați văzut rochia, ziceți gata, eu vreau rochia și mă duc să-mi o iau. Posibil și acest lucru, deci faceți ceva ce vă scoate din zona de confort, dar eu zic că e cu rezolvări, e cu rezolvări. Da? Pentru alții poate este ceva legat de o colaborare. Da? Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Roata destinului, dar sunteți puși pe fapte mari, nu glumă, Venus acolo vă dă curaj. Stai de bine. Îndrăgostiți roata destinului, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pentru Balanță. Alegi ceva cu sufletul, alegi pentru pasiunea ta, alegi pentru nebunul. Deci, dragi Balanțe, nu știu ce faceți, vă îndrăgostiți, vă va atrage ceva, parcă pierdeți controlul. Un noroc în dragoste sau un noroc legat de o pasiune pe care o aveți. Magicianul, o legătură cu zodia Gemeni sau zodia Fecioară, dar este și o zi în care ești pus pe fapte mari, o zi în care lucrezi la ceva cu mâinile sau este o zi în care te pregătești pentru ceva important. Ultima carte, 5 de monede, o senzație de singurătate și de abandon, dar este și o zi în care Balanța ar trebui să fie puțin mai atentă pe sănătate, dar... și pe zona financiară. Da? 5 de monede este și acel moment în care te simți gol, te simți singur sau poate să fie și un moment în care
Balanța alege să părăsească ceva sau alege să iasă dintr-o situație ciudată. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion, cum să vă zic eu, marți dimineață trebuie să fiți atenți pe sănătate, da, și pe muncă. Poate e ceva acolo ce trebuie să faceți și vă cam scoate din zona de confort, da, parcă ați mai stați, mai dormi, v-ați mai odihni. În general, ziua de marți e despre odihnă, e despre liniște pentru Scorpion, ceva pregătiți voi acolo, v-am zis, de ceva timp. Vă pregătiți discursul, pregătiți actele, pregătiți ceva. Da? Al Scorpion, pur și simplu, în ziua de marți, prefera să stați puțin relaxați, liniștiți, pentru că marți seara vă recăpătați energia și, de asemenea, marți seara Scorpionii pot fi percepuți ca fiind mai duri. Și de ce zic asta? Pentru că aveți acolo o dorință foarte mare de a vă elibera și acum vă sare muștarul, cum s-ar spune, da? Acum reacționați. Nu-i nimic rău în asta, că asta vrea Pluto de acolo de la voi, dar dacă nu o faceți de bună voie, vă mai și înțeapă că până la urmă tot trebuie să o faceți ori de bună voie și nesiliți de nimeni, ori împinși de la spate. Și este un moment în care Scorpionul e mai dur, adică uite, poți să inițiezi tot felul de schimbări acolo, da? Tot felul de schimbări legate de casă, legate de familie. Scorpionul, nu știu, deodată zice, băi, gata, am dormit până acum, uite, fac curățenie generală în casă, mă duc să rezolv asta, asta și cu asta. Pentru unii poate e vorba de relația cu partenerul, poate este vorba despre niște acte pentru casă sau de niște responsabilități pe care trebuie să le mai împărțiți acolo. Da? Că duceți voi, dar în rest, ce să zic, nu ne punem cu scorpioni, v-am mai zis pe luna asta plină. Nu ne punem cu scorpioni. Nu că ar fi ceva rău, dar aveți foarte multă putere, da? Și atunci vedeți ce vă doriți, vedeți ce vă... Na, cam ce să zic, mingea e în terenul vostru deja de marți seara. Sunteți în putere. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce zice și tarotul. 2 de cupe, 6 de bâte, o bucurie, o victorie legată de o colaborare, o relație, unii scorpioni, poate acum aveți curajul, cereți partenerul în căsătorie sau vă apucați și luați o hotărâre importantă. Regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este și un moment în care scorpionul negociază, scorpionul vrea să trăiască intens, vrea să se simtă bine. Iar ultima carte, 10 de cupe, deci familia și casa sunt importante. Scorpionul are aici un ideal pentru care e pregătit să lupte și tot 10 de cupe poate să însemne și faptul că, nu știu, ești gata, nu știu, să lupți pentru idealul tău, da? Sau ești gata să ieși dintr-o situație ciudată. Alții poate aveți un moment pasional, știu eu, personal, depinde de fiecare. Zodia Săgetător, pentru tine marți dimineață fie, este un moment în care ceva ți se pare ciudat ție acolo, legat de o prietenă, legat de o persoană dintr-un grup din care faci parte, poate e vorba de o ședință, poate este vorba despre o hotărâre privind viitorul unei colaborări sau privind o adunare de oameni. Poate privind și viitorul unei povești de iubire sau relația cu anturajul copilului. Da? În rest, marți, toată ziua, săgetătorul intră în contact cu mulți oameni, este energic, este plin de viață, deci toate aturile sunt la tine. Dar undeva marți seara, săgetătorul simte nevoia de odihnă, de liniște, vezi că intri așa într-o seară de marți în care secretele îți sunt servite pe tavă și doar să nu vrei să le vezi, că în rest ele ți se arată. Tot pentru săgetător este un moment în care trebuie să dea un pas în spate și să accepte o realitate așa cum este. Unii poate vă apucați în secret acolo, studiați ceva, faceți ceva, doar că unii e posibil să fiți percepuți ca fiind mai duri, da, mai duri. Și alții trebuie să fiți atenți să nu vă scăpați în legătură cu un secret. Știu, un secret acolo. Ceva legat de bani sau e ceva legat de un sfârșit,
Unii, v-am zis, poate voi sunteți cei care aflați secretul, dar vedeți să nu fiți voi cei care le ziceți. Fără să vreți, da? Nu vă dați seama. Hai să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Zece de monede, cavalerul de monede. Uite, un drum pe care îl faci într-o adunare mare de oameni. Poate să fie și o zi în care ești preocupat cu banii. O zi în care te întâlnești cu un prieten foarte drag ție. Este o persoană stabilă, sigură pe ea. Nouă de monede. Uite, ți intră bani sau te simți apreciat astăzi. Te simți într-un mare fel. Patru de monede. Ești sigur pe tine. Săgetătorul e foarte prins pe bani, pe lucruri materiale în ziua de marți și asta e bine, că trebuie să vezi și partea practică a vieții. Acum Jupiter, guvernatorul tău, e într-o zodia banilor, într-o zodia talentelor, a lucrurilor fizice palpabile. Deci poate să fie un moment foarte bun pentru săgetător în care să găsească niște oportunități absolut fantastice. Da? Îți crește puterea, îți crește intuiția. Singura chestie pentru săgetător, să nu vă luați mai multe lucruri decât nu puteți să duceți. Asta e singura chestie. Zodia Capricorn. De dimineață ceva nu convine, poate legat de o șefă, legat de mama, legat de o persoană cu autoritate. Ceva acolo e ciudat. Dar în general ziua de marți e despre a te afirma, este despre a intra în contact cu persoane importante din viața ta, persoane importante de la muncă, prieteni importanti, oameni care în fața ta sunt undeva sus. Dar undeva marți seara Capricornul e concentrat pe prieteni, pe viitor, pe grupuri mari de oameni. Capricornul este concentrat și pe zona aceasta de online. Și uită că marsara vezi că pot apărea mici mari discuții acolo cu prietenii, poate legate de bani sau legate de niște valori care nu sunt comune, da? Cum se mai întâmplă, normal, că nu toată lumea, da, iubește culoarea roz, da? Sunt oameni pentru care culoarea albastru, da? Nu știu, e cel mai frumos lucru din lume, cam așa și pentru tine. Pentru alți capricorni v-aș sfătui să fiți puțin atenți pe partea asta de cumpărături online, da? Și de oferte dintre astea care se fac sau persoane care au identitate falsă. Da? Și fiți atenți la chestiile astea. Foarte important. În rest, na, ce să zic, încep să simți și tu luna aia plină, deci poate să fie și un moment pasional. De ce era venit Motan la voi? Deci eu nu pot să înțeleg ce are cu voi, că n-are nicio legătură. El e în gemeni născut, deci nu pot să-mi dau seama ce, nu știu ce aveți voi, ce relație specială aveți, nu pot să-mi dau seama. Mi-a transmis și un pupic. Da. Poate unii aveți pisici și nu știu, vă uitați la mine, poate aveți pisici prin preajmă. Da, nouă de monede, temperanța, o legătură cu zodia săgetător. Este o discuție aici care are legătură cu banii, care are legătură cu un împrumut. Poate este o negociere pe care o ai cu cineva, dar și un ajutor pe care cineva ți-l poate solicita. Împăratul, o legătură cu zodia berbec, dar și o zi în care iei o hotărâre puternică, o hotărâre mare. Poate e un șef, poate este o persoană importantă acolo care vine și îți dă un sfat sau poate tu ești în poziția în care trebuie să iei niște hotărâri. Și pentru tine a ieșit acest 10 de bâte. E clar, na, o lună scorpion ne face pe toți să fim așa mai mai îngreunați, dacă scorpionul duce mult și nu toată lumea suportă. Poate niște activități care apar. Da? Tot pentru Capricorn e ceva legat de un copil, de iubire, doar că parcă e ceva care se merită. E ceva care se merită. E o decizie mare a cuiva. Zodia Vărsător. Pentru tine
marți dimineață, nu știu, apar acolo ceva care te scoate puțin din zona de confort, poate are legătură cu zona studiilor, poate are legătură cu niște acte, poate pentru unii este ceva legat și de un vecin, o vecină, mai mult aș merge pe partea feminină, nu că aș avea ceva cu femeile, dar n-am pus eu planetele așa pe cer. Alții, nu știu, acum sunteți curajoși și ziceți gata, pun lucrurile în practică, fac doar ce-mi place, deci vă treziți cu energia asta de dimineață. În general, ziua de marți e despre studii pentru vărsători, e despre călătorii îndepărtate, e despre spiritualitate, e despre a găsi liniștea, iar undeva marți-seara, bineînțeles că mai apar responsabilități, o vă apucați voi de bunăvoie și ne silize nimeni și vă luați niște responsabilități în plus. Pluto acolo cam asta vrea de la voi, da? Să vă demonstreze că puteți, că aveți putere și acum că voi conștientizați și vă duceți de bunăvoie și vă asumați o responsabilitate, e ok, dacă nu, nu-i problemă că oricum vi se dau. Și aici v-am mai zis, vi se pregătește oricum ceva mare, tot pentru vărsător, marțeara poate să fie un moment în care, știu, apar nici mari discuții la muncă cu șeful sau pentru unii pot fi lucruri care țin și de relația cu partenerul sau relația cu tatăl. Nu mai zic de vărsătorii care sunteți părinți sau cei care vă știți deja în poziții de conducere. E posibil să fiți percepuți ca fiind mai duri. Ma, nu știu cât e de dură povestea, cât mai degrabă este vorba despre a fi scoși din zona de confort și este vorba despre a vă asuma anumite lucruri. Da, hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie să știți. Da, motanul e aici prezent, a venit pe la Capricorn, dar a plecat, e pe undeva sus pe mobilul, lui așa îi place să stea. Luna, 9 de bâte. O legătură cu zodia pești. E o oarecare teamă aici. Teamă, dar e teamă de necunoscut sau oboseală pentru unii vărsători. Ceva nu se vede foarte clar. Da? Pentru femei, parcă aveți niște stări așa ciudate. 6 de cupe, avem aici o legătură cu un copil, cu un suflet pereche sau o legătură foarte puternică pentru vărsător cu zona trecutului. Apoi, regele de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este un moment în care ești foarte energic, plin de viață, dar uite că este o persoană aici care îți poate ridica moralul, care te poate ajuta. Unii poate sunteți în poziția în care trebuie să conduceți pe cineva sau trebuie să încurajați o persoană, să luați atitudine. Însă, repet, văd și o persoană bună care vă ajută. Cineva care vă încurajează, că sunteți aici într-o stare de confuzie, nu prea știți ce să faceți. Zodia pești. Pentru pești, uite, de dimineața acolo ceva vi se pare vouă ciudat, poate legat de o bancă, legat de o moștenire, e ceva ce vă agită, poate legat și de niște cheltuieli sau niște cumpărături pe care le aveți de făcut. Însă, în general, ziua de marți e și despre a trăi intens pentru pești, e și despre a vă bucura de viață alături de partener, alături de oamenii din jur. Undeva marți seara, peștii se mai calmează, se mai liniștesc. Atenția este pe străinătate, pe spiritualitate, pe lucruri importante și tot pentru pești atenția e pe zona asta a studiilor. Da? Poate intrați în contact cu profesor, mentor, persoane puternice și uite undeva marți-seara peștii au ocazia să-și învingă o teamă, au ocazia să iasă din zona de confort. Pot apărea și niște informații surprinzătoare, însă aș merge pe ideea că puteți să aflați niște secrete sau puteți să aveți parte pur și simplu de niște conștientizări. Hai să vedem, dragi pești. Șapte de cupe, asul de spade, o victorie aici, o hotărâre. Da? Poate are legătură și cu o situație în care nu prea știai clar cum stau lucrurile. Multe opțiuni. E ca și cum mergi la cumpărături și vezi 10 genți și nu știi ce geantă să-ți iei. Da? Nu știi ce geantă să-ți iei. O rezolvare care apare, o hotărâre puternică.
Șase de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche. Șase de cupe poate să însemne și un moment în care intri în contact cu o persoană dragă inimii tale sau un moment în care trecutul ăsta bate la ușă. Nouă de spade, un oarecare stres care apare aici pentru pești, dar și un moment în care apar tot felul de gânduri. Da? De gânduri. Acum, nouă de spade, să știi că înseamnă și un moment în care îți faci griji fix degeaba. Da? Ca în povestea aia cu... cum spune, cu bolovanul ăla de sare, cum scapă acum, da? Cam așa și aici. Poate e cineva, ceva acolo care vă atrage atenția. Sunteți stresați în legătură cu niște bani, cu un cadou, cu nu știu. Ați dat comandă de ceva. Fiți puțin atenți și voi în perioada asta. Și tuturor zodiilor le zic că trebuie să fim puțin atenți în perioada asta. Pe partea asta de cumpărături online, că și pe zona de serviciu online, acum chiar trag un semnal de alarmă, că nu tot ceea ce strălucește este din aur. Rest pentru pești, să zic, o zi bună, o zi în care vă clarificați o anumită nelămurire, poate în legătură cu partenerul, în legătură cu un prieten, cu o relație, cu ce vreți voi. Da, dragilor, acestea au fost previziunile pentru marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă și stați aproape că urmează și luna plină, dar și previziuni pentru acel eveniment care e absolut fantastic și nu știu dacă am specificat la început, nu știu acum cine mă mai ascultă la final, dați acolo un like, un comentariu dacă mai sunteți. E articol pe site-ul meu oficial, pe blog, da, e articol despre luna plină și despre cum anume influențează fiecare zodie în partea asta, dacă nu puteți să ascultați previziunile sau dacă vreți doar să citiți, dacă vreți dați și la un prieten, vă aștept cu drag acolo, vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc!